Am primit o informare că s-ar fi ajuns aici la niște atrocități verbale legate de un incident pe care l-ați fi avut dumneavoastră cu un membru al secției de votare. Bun, aș dori să vorbesc și cu membrul secției de votare și să arunc o privire prin micșită. Da, vă rog, da. Mulțumesc. Spune-te, rog frumos, rămânește. Bine. E dreptul ei să folosească... Nu, ca să înțelegi și ce spune problem. De asta, nu de altceva. Întâi poți să mă le urmărească pe mine și după aceea puteți să... Dar puteți să vorbeți și rămânește. Da? Ați făcut proces verbal? Nu. Nu. Bun. Depui contestație. Da. Să-mi arătați dumneavoastră întâi unde scrie așa ceva, ca să-și să... Deci. Am și o lege în față. Cu asta nu era nicio problemă. Este problema că ați folosit un limbaj necorespunzător. Deci, ori doamna președinte, ori cineva a folosit un limbaj necorespunzător. Respectiv, am deci asta nu este. Adică, modul în care ați tratat-o pe colega dumneavoastră a fost unul destul de intimidator, da? Eu? Da. Cu ce teme din asta? Nu, a strigat cu mine și cu chipițe. Strig, agresiunea verbală este deja un avem atâția martori aici, stați puțin așa. Dincolo, doamnă, dincolo. Dincolo, am un martor aici. Să iau apărarea numărului. De, Bogola, Covesti, mai... Ciuperești, Bogola, Covesti, cu avocatul am vorbit. Te-am amenințat eu? Cu doamna Bogola. Te-am amenințat eu? Nu, dar ați strigat cu mine. Asta e vocea mea, dragă. Vezi că vorbesc tare. Deci nu te-am amenințat. Da. Cine vine când am venit prin cadrul tăi, că m-a dat așa un pic, da? Ușor, biroul electoral municipal Târgu. A avut 4 persoane la masă, da? Nu. Domnișoara deja plânge că nu o lăsați acolo. Vai de mine! Suntem mai mult de 20 de persoane. Ana, liște, dar mea, dar eu chiar mai mult să o iau. Nu știu, dar mea, își pe câte le-aș bea din șerici. Nu. Poftim? Are nevoie de traducător, domnișoară? Să-și caute traducător. Eu nu știu ungurește. Aici să vorbească românește. Dar vă rog, mai puțin ofensă. Nu sunt ofensă. În acest moment. Domnișoară, te rog frumos, ai stat suficient la locul de muncă. Nu, vă punem... Dacă nu, afară. Băiatul trebuie să vă dea afară. Așa. Deci domnișoara este în timpul programului. Trebuie să stea înăuntru. A stat de atâta timp înăuntru, afară. Și de câte ori? Stimată doamnă președintă. Da, stimate domn. Domnișoara are dreptul să-și scrie contestația, sesizarea. Da. Și dumneavoastră este în fața ochilor dumneavoastră la... Nu este în fața, ea trebuie să fie acolo, la oră. Da. Vă mai pun în vedere încă un aspect. Spuneți. Hărțuirea la locul de muncă nu este hărțuire, dumneavoastră. Nu e, nu mă, dumneavoastră mă hărțuiți. Eu sunt observator electoral, da. Și am tot dreptul să-i ofer asistență, da. Mă, voi și asistența juridică necesară, deci formulării unei contestații. Să-și vă rog să nu mai hărțuiți și să nu și carați pe domnul jandar, vă rog să interveniți. Pe dumneavoastră vă scoate afară.
nu mă poate scoate afară, că nu sunt în secția de votare, sunt pe voi. Domnișoara intră înăuntru și își face înăuntru procesul verbal. Faceți procesul, nu scrie contestația. Domnișoara intră înăuntru. Vă rog frumos să renovați problema. Domnișoara intră înăuntru și își face... Eu sunt în afara, Da, Domnișoara este din secția de votare. Domnișoara este din secția de votare. Nu am nimic să o împingă cu voi. Este din secția de votare. Termin mâine de sesizare în 5 minute și veți intra. Va intra. Mi se îngrădește dreptul de petiționare. Nu e adevărat. Sesizarea trebuie făcută sub supravegherea dumneavoastră. Nu. Da, pentru că am tot dreptul să-i ofer asistența juridică necesară în tocmirii unei sesizări. Iar dumneavoastră nu aveți dreptul să îngrădiți dreptul de petiționare. Asta este la locul de muncă. Da. Nu sesizarea, trebuie întocmită acum pe oameni. Pe moment, la fața locului, nu ulterior. Imediat după incident se face sesizarea. Credeți că mi-e întocmine să-mi pierd aici timpul? Și-o face imediat și-o termin. În acest context. Da, trebuie să fie acolo, la masă. Da. Doamne Șereș? Da. De atâta timp. Cât s-au consultat toți și tot... Cum? Nu, dar ea trebuie să stea înăuntru. Deci pe ea o băgați înăuntru. Dar e locul ei de muncă aici astăzi. Aici? Nu răspunde domnul, că eu răspunde ea. Acum. Nu, doamnă scumpă, fiecare partid care a delegat membrii în secțiile de votare... Până l-ați delegat. Acum, astăzi, eu răspunde ea. Acolo a durat-o pe domnișoara la tine? Ați auzit cum se strigă la ea, da? Bine, o se consemnează în declarație, numai ca să știți. Într-o încăpere alăturată de treabă. Iar în simea să doamnă este mai gătă. De domnișoară, ai... Te rog frumos la locul de muncă. Intră înăuntru. Dumneavoastră sunteți responsabilă pentru organizarea secției și din moment ce un om este îngrădit, dumneavoastră nu aveți voie să o duceți cu forță. Ba, da. Cam cum mai este? 3-4 minute. 3-4 minute? Da. Nu sunt președinte, intră înăuntru. Vă rog frumos, băgați-o înăuntru pe fată. Te rog frumos, intră înăuntru. Per tu, vorbiți acasă, nu cu un coleg de muncă care... Da? Per tu, acasă vorbiți. Cu dumneavoastră vă adresați. Nu tu, că nu e cârpa dumneavoastră. Dar nu a spus nimic. Respectul îi se cuvine și da. Te rog să intri înăuntru, domnișoară. Da? Domnișoară, te rog să intri înăuntru. Cum adică nu lasă afară? Păi e lipsire, e privare de libertate să nu lase afară. Dar e în secție. Aici. Mai are trei rânduri de scris. Da. Acum nu știu ce trebuie să completeze acolo, să mai aibă până să vină iar afară. Nu cred că nu mai lasă. Nu are dreptul ăsta. Ce să facă să nu o mai lasă deloc astăzi afară? Da, dar nici să o țină cu forța ore în șir. Nici la baie n-are voie să iasă, nici să-și termine sesizarea nu are voie. De la biroul electoral municipal Târgu Mureș. Am auzit că e o problemă aici. Da. Că dumneavoastră rețineți un membru... Adică cum rețin? Păi nu o lăsați să iasă afară. A fost ieșit afară. Da. De ce? Ce?
Spuneți și de ce. Vă rog. Să-și facă contestație. Ok. De două ore. Și ați lăsat-o să facă? Sigur că păi da, nu, că de două ore, din 3-3 minute ne șicanează și nu putem termina două. Nu vorbiți așa, că aici sunt colegi. Nu vorbiți așa. Doamne dragă, eu am vorbit cu dumneavoastră la telefon preț de 10 minute. V-am explicat că dumneavoastră aveți obligația să primiți dacă are dânsa... Dumneșoară. Da, dumneșoară, da. Da. Dacă ea vrea să facă o sesizare, are dreptul. Dacă ea vrea să iasă... să se pișe, să face, dumneavoastră aveți obligația să o lăsați să iasă. Da. Dacă ea între timp vrea să facă o sesizare, face o sesizare. Dar dacă vrea să renunțe, noi, să plece acasă, ea pleacă acasă. Dumneavoastră nu puteți reține, nu puteți obliga. Membru? Da. Poate să plece acasă, unde scrie așa ceva? Nu pleacă acasă, vrea să-și termine sesizarea neterminată de două ore, că nu lăsați. E speță a penală fost, ce faceți. De câte ori a fost afară? E privare de libertate de să nu lăsați. De câte ori a fost afară? Direct. Uitați-vă, nici nu vă cere voie, iese aici în fața ușii, în fața jandarmului, cu jandarmul lângă noi. Și în sfârșit terminăm sesizarea. La toaletă, la sandwich, la... să iau un pic de aia. Am avut 3 ore. Cine îți face munca? Nu face nimeni munca. Da, dacă vrea să facă sesizare, să scrie sesizare, poate să scrie sesizare toată ziua. Să nu mai facă nimic. Dar mâine la partid nu poate să facă la dumneavoastră, nu, familie. Nu, sesizările se fac în ziua botului. Când s-au constatat abaterile, contravențiile, respectiv infracțiunile. Deci eu vă sfătuiesc să mergeți înapoi. Nu... continuați. Procedura de vot, de ce nu? Cine mai e? Cine e acolo care nu aparține secției de votanți? Ia să... Ok, votanți? Votanți sunt? Nu sunt acum. Atunci, pe atunci cu ce vă reține dacă faci o sesizare? Domnul, de 3 ore tot așa. Haideți în persoană. Haideți. Dacă vine cineva, să o primiți, continuați. Se poate. Deci fiecare are parte, niște liste pe care trebuie să ocupe. Între timp este înlocuită. Este înlocuită. Cineva îi preia atribuțiile. Dar plătește pe cineva ca să-i facă muncă? De ce? Nu o să puteți să vă împoarce, să vă liniștiți. Păi sunt liniștită. Stai liniștită. De la asta pornit tot circul și scandalul. E dreptul lor să formuleze și să conteste în așa cum vor ei. Dacă i-am cerut să mă dată legea, o să spune. Eu am arătat cu iubirul, nu? Dar chiar nu trebuie să o păziți. Dar nu o păziți, stau cu dumneavoastră, sau stau și eu aici și eu. Nem, de kapsz segítséget, bekapott, tanácsos jelöltet. Tanácsos jelöltek fognak idejönni felügyelni a szavazatszámlálást. Megoldjuk. Köteles beiktassadni. Iktassd be. Da, sunt regisztrat. Sesizarea. O, attachez la procesul verbal. Nu contează, să primiți, să primiți, dați număr de înregistrare sau... Dar nu se putem să dăm un înregistrare aici. Ok, atunci, am primit un exemplar, ștampilă, semnătură. Asta înseamnă înregistrare. Vă dau eu lecții juridice, doamna președintă. Ce înseamnă înregistrarea unei contestații conform legii electorale? Vă uitați puțin în lege, că văd că le știți pe toate. O să mă uit. Vă rog frumos. Vă rog frumos să-i înregistrați contestația. Am primit un exemplar. Un exemplar rămâne la dumneavoastră, trei i se întorc ei. Cu ștampila secției de votare, conform procedurii.